Clasa E reprezintă limuzina de clasă mare a constructorului Mercedes-Benz și putem calcula o istorie impresionantă ce a început tocmai în 1953 cu modelul W120. Abia în 1993 însă, după indicativul W123, limuzina Mercedes-Benz din segmentul mare a fost numită clasa E, cu E de la Einspritzmotor, germanul pentru motor cu injecție. O literă folosită însă tocmai din anii 1960, când Mercedes-Benz a început să folosească tehnologia pentru motoarele sale. Înainte de 1993, E-ul era folosit ca sufix, dar odată cu generația W124, E-ul a devenit ceea ce este și astăzi, prefix pentru fiecare versiune de clasa E în parte. Acum, dacă vă uitați cu atenție în istoria clasei E, veți observa că majoritatea modelelor foloseau un design cu stopuri orizontale. Și suntem în 2020, când faceliftul amplu al generației 5 de clasa E revine la un spate cu stopuri amplasate orizontal. Desigur, acum avem stopuri cu cea mai nouă tehnologie LED Mercedes-Benz, faruri LED standard sau super performantele multi-beam LED disponibile opțional și implicit avem cea mai avansată tehnologic limuzină de clasă mare Mercedes-Benz din istorie. Dacă exteriorul poate fi supus subiectivității, interiorul nu poate diviza păreri pentru că pur și simplu este aproape de perfecțiune. Combină în continuare un design clasic cu materiale nobile cu o tehnologie extrem de modernă, cum ar fi sistemul de infotainment MBUX sau noua generație de volane Mercedes-Benz. Clasa E Facelift 2020 a fost de fapt primul model Mercedes-Benz pe care au fost lansate aceste noi volane, pline de senzori și zone de comenzi prin atingere avansate. Chiar și noul S le primește după clasa E. Dacă ați uitat, lui Bratu se mai spune și Tata E, așa că l-am lăsat pe el să mă plimbe cu clasa E. Test drive cu Mercedes-Benz E-Class 2020. Crezi că există ceva mai plăcut? Credeam că zici, crezi că există ceva mai bătrânesc decât să mergi cu un E-Class duminică prin oraș? Da, îți spun eu, ar putea exista să te plimbi cu un E-Class de acum 25 de ani, 30 de ani, duminică prin oraș. Da. Pentru mine, bătrânesc înseamnă confort. Și pentru testul acesta, avem un E-Class cât se poate de standard. Ok. Ceea ce înseamnă că avem șansa să simțim ce înseamnă suspensiile standard de pe clasa E. Fără amortizoare controlată electronic, fără pneumatică. Vrei să spui de fapt că este un test redus la esență? Dacă te apuci să-ți configurezi astăzi un clasa E 2020, adică faceliftul actualei generației, așa, ai șanse mari să nebunești. Aoleu. Sunt atât de multe motorizări, da, sunt atât de multe versiuni și posibilități de a combina echipare elegantă cu motor puternic sau nici nu știi de unde să o apuci. Și zic eu asta, care îmi place să stau să mă uit prin configurator, dar cred că la clasa E 2020 trebuie să păstrezi lucrurile cât mai accesibile. Ia să vedem. Deci noi suntem în E200 formatic. Ok. Adică motor benzină. Da. 4 cilindri. Ok. 197 de cai putere, mild hybrid. Asta înseamnă un preț de achiziție foarte bun pentru ce înseamnă gama E-Class și o motorizare corectă pentru cei care vor un E-Class pentru ce este el de fapt. La bază standard, cu suspensia standard, dintre toate mașinile din segment, cea mai confortabilă limuzină de clasă mare. A, deci e pentru cei care vor esențial, eleganță și e-rafinament. Nu? Acum mai mult ca niciodată e momentul să-ți cumperi un clasa E. Oh, oh. S-a prezentat noul S, care trece într-o altă dimensiune. Aoleu, da, se duce cu display-ul. Se duce, da, în altă, gata, okay, începe altă eră. Corect. Urmează clasa C, care va fi un mini S.
Ok. Și ca dimensiune de... Da. Și exterior și tot. Ok. Și rămâi ca limuzină cu clasa E facelift. Mai ai încă 2 ani în față. Să ai acest interior genial, cum a fost el desenat și gândit la vremea lui. Echipat cu cel mai nou sistem de infotainment, motoare mild hybrid, nu te arunci la pneumatică, rămâi pe stoc, la suspensie, ai confortul Mercedes-Benz care e el acolo dintotdeauna, da. Ai fără dar și poate cel mai tare volan posibil, sunt de acord, super tehnologie, lansate pe S, dar ele deja prezentate pe clasa E. Ăsta e momentul să-ți ieși tu un E-Class, bă, George. Ce perspectivă frumoasă. Știi ce mai îmi place mie la clasa E 2020? Ce azi? Ai tot felul de funcții din astea de confort și iluminare ambientală superbă și tot. Dar e un science fiction retro, așa. Cu, tu știi cu astea, cum se cheamă? Cât de frumos zici. Da, înțeleg ce zici. Este un rafinament confortabil îmbrăcat într-o eleganță analogică. Eleganță analogică. Asta era. Cât de frumos. Tehnologie SF în eleganță analogică. Iar dacă nu sunteți hotărâți că vreți un E-Class, mergeți la un test. S-ar putea să aveți o surpriză foarte plăcută.